Prin voucherele de vacanță, turismul românesc a primit în ultimii 5 ani aproape 2 miliarde de euro de la statul român. Iar pentru unele locații, banii au fost o gură de oxigen cu care au reușit să supraviețuiască. Noi ne-am mai lovit de voucher de vacanțe acum, care se dau pentru sectorul bugetar, și știu că a fost o mare zarvă și cu mari discuții care le-am avut atunci. Primul an l-a bugetat, al doilea an începuse să scârțe treaba că nu avem buget, stați că vedem la 1 aprilie și așa mai departe. O parte dintre cei din sectorul privat primesc și acum tichete, însă din bugetul firmelor, iar valoarea maximă poate ajunge la 13.800 de lei, echivalentul a 6 salarii minime brute pe țară. Dacă proiectul va fi votat, voucherele ar aduce beneficii angajaților, dar și turismului din România. Turismul este cel care oricum se dezvoltă pe baza cerințelor care îi vin din partea pieței. Tichetele sunt de fapt un mijloc de promovare și sperăm ca în viitor guvernul să înțeleagă că e nevoie și de o promovare a României. Prin acordarea voucherelor de vacanță tuturor salariaților, unii operatori economici de pe litoral susțin că vor fi atrase investiții în turism. Se vor crea locuri de muncă și, de ce nu, comunitățile locale se pot dezvolta. Aceste etichete au însemnat cel mai puternic motor de promovare a României turistice din ultimii ani. Prin aceste etichete au făcut ca milioane de români să ajungă în România, să viziteze și să-și cunoască țara lor, să lase bani în comunitățile locale. Ar fi o realizare excelentă în condițiile în care nu mai faci o deosebire între angajatul de la sistemul de stat și angajatul de la sistemul privat. Nu e nicio diferență. Toți au același drept să iau un voucher de vacanță de la statul român. Aceste vouchere de vacanță sunt foarte benefice pentru economia României. Și asta pentru că banii rămân în țară. Mai mult decât atât, sunt și turiști care au ales pachete cu o valoare mai mare decât cea a tichetelor. De pildă, la fiecare 1450 de lei achitați, unii români au mai adăugat aproximativ alți 1000 de lei. Să nu uităm că ne aflăm într-un județ, Constanța, care trăiește de pe urma turismului, care ar putea să trăiască mult mai bine de pe urma turismului. De asemenea, patronatele din industria ospitalității consideră că prin acordarea voucherelor de vacanță vor fi îndepărtate discrepanțele dintre angajații din sistemul bugetar și cel privat.